Potrivit metodologiei, la admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate. Pentru a studia la masterat, absolvenții au nevoie de diploma de licență, iar pentru a admitere la doctorat au nevoie atât de diplomele de licență cât și de masterat. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, dar poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat numai pentru un singur program de licență pentru un singur program de master sau doctorat. Astfel, media generală minimă de admitere la studii universitare de licență master-doctorat nu poate fi mai mică de nota 5, ori decât un număr minim de puncte echivalent. Metodologiile proprii de admitere ale instituțiilor de învățământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaților, inclusiv în cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere, astfel încât să nu fie depășită capacitatea de școlarizare stabilită. Proiectul de metodologie precizează că participantul declarat admis la mai multe programe de studii superioare va trebui să beneficieze de finanțarea bugetului de stat prin depunerea de verinței sau diplomei de studii universitare anterior absolvit, în original la facultatea pe care vrea să o urmeze.